Bună ziua, oameni buni! Am rămas surprins. Suntem pe 31 martie, marți 2020, bineînțeles, în pandemie. E aproape ora 10. Și nu mă așteptam, conform prognozei, să ningă. Au anunțat vreo 5 grade la Eforie, Constanța. N-are jumătate de oră de când s-a pus. Prima oară a venit așa un fel de măzăriche. Incredibil. Ieri stăteam aici în balcon la soare, pe scaunele astea și zvonurile astea. Azi mă așteptam să-i dea, hai, o ploaie, o ceva la 6 grade. Și cad niște fulgi, cât moneda de 50 de bani. Acolo băieții n-au renunțat la lucrări. Se trag gaze în continuare, se fac branșamente noi. Ce să-i faci pe vremea asta? Ci că să stai în casă, eu nu mai pot, turbez, o iau razna. Deși ultima oară am ieșit ieri la cumpărături, dar până atunci nu mai sunt de mult. Ia uite, băi, cade cioara din aer, bă, băiatul, dărâmă fulgi și zboară așa cu frâna pusă. Pare că se joacă, nu știu ce pare că face. Nu știu cum e vremea pe la voi, dar la Eforie ninge, destul de sănătos. Nu cred că se va așeza pentru că e prea cald. Am să ies afară din casă doar la o gură de aer. În curte, nu în altă parte. În cel mai rău caz ies în fața casei. Să mai dau ok la o mașină. Să-i mai încarc puțin bateria. Și e nouă, da? Să simt și eu că fac ceva. Și am zis să filmez și parcul, dar bineînțeles că în câteva minute fulgii au devenit mult mai mici. Observ că și în partea stângă se face un braț de gaze. Și în dreapta. Deci stereo, picamere și flexuri mari, putere mare, putea cimentul. Am azi în urechi. Ca să le fac în ciudă, ar trebui să mă duc și eu să pornesc o drujbă ceva. Ce să mai, atmosferă de vis. Dar pentru o gură de aer proaspăt, indiferent de temperatură, tot îmi fac puțin de lucru prin curte. O să dau ok la Skoda, care deja văd că a adunat ceva zăpadă la ștergătoare. N-am mai pornit-o de joi, mi se pare, azi e marți. Ambele mașini au baterie nouă. Din nefericire, ambele au cedat în iarnă. Era tot așa o perioadă ceva mai friguroasă. Mi-a căzut întâi bateria la Skoda și stăteam așa în dubiu, era o vineri. S-o schimb, să n-o schimb, să mai stau, să... Am schimbat bateria vineri pe scurt și sâmbătă dimineața trebuia să plec. Neapărat aveam un drum de făcut la Constanța. O meditație, mă sui în Ford, pauză, căzuse și a doua baterie. Norocul meu că o schimbasem la Skoda cu o zi înainte, că altfel aș fi avut ambele mașini fără baterie și fi impresat de timp aș fi ratat ședința respectivă de meditație.
În concluzie, la mine, când am ceva de remediat, de reparat, încerc să o rezolv cât mai repede, că nu se știe când urmează cealaltă belea. Că așa e, toate vin lanț uneori. Să sperăm că ăsta e ultimul val de frig care a venit oricum aiurea de tot. De exemplu, în colțul ăla, corcodușul ăla era plin de flori. Vântul de zilele trecute și frigul a scuturat toate florile. Și mai puțin ne afectează ce se întâmplă cu corcodușii, cu alte plante, pomi fructiferi. Acolo va fi nasol. Da, ce se face, îmi strânge din dinți și mergem mai departe. Așteptăm primăvara.